Agricultorii din toată țara au ajuns la capătul puterilor. Seceta din ultimele zile a purjolit culturile. Nici fructele și legumele din grădini nu o duc mai bine. Ministrul Mediului a anunțat că este doar o chestiune de timp până când apa va fi restricționată în mai multe zone din țară. În prezent, oamenii din peste 200 de localități primesc apă cu porția. Seceta a afectat deja o mare parte din județul Cluj. În Bleiș, fântânile și lacul din zona au secat. Sătenii se roagă să plouă. În urmă cu aproximativ o lună, chiar aici, în zona pe care oamenii o numesc coada lacului, apa atingea în unele locuri chiar și 8 metri adâncime. Acum, pe o porțiune de câteva sute de metri, există doar niște insule din loc în loc. Din păcate, și bărcile celor care veneau aici pentru agrement se află acum pe mal. Să avem irigații, dar de unde? Mai udăm din fântâni cât putem. Aici în casă, în lângă casă, grădina. Dar pe câmp nu se poate. Sperăm. Sperăm că da de-a ploie, da de... Asta ne Dumnezeu cu noi să nu ne năcăjească. Zilele trecute și lacul Hălceni din județul Iași s-a transformat în deșert. S-au format cratere, iar pe unde se mergea cu barca se trece acum cu căruța. Apa din acest lac alimenta 8 comune în care locuiesc 10.000 de oameni. Seceta cumplită este în zonele submontane din centrul țării. Fântânile din Balta Doamnei, o localitate prahoveană, dau apă amestecată cu mâl. Fermierii sunt disperați. Dacă nu avem apă, ce? Ce putem să facem fără apă? Acum și dacă udăm, este apă foarte puțin. Azi noaptea am udat până la 2 noaptea la Castraveți, că noaptea nu prea udă lumea. E și curentul mai puternic și apă mai multă. Ne uităm la ele când se usucă, plânge și noi, plânge și ele. Agricultorilor le e la fel de teamă de restricții ca și de secetă. Culturile lor de legume sunt complet dependente de apa din rețeaua de alimentație publică. Udăm numai noaptea sau dimineața de vreme, pentru că atunci este, dacă uzi pe timp de zi, efectul este zero. Temperaturile ajung undeva la 60-70 de grade în solar și nu ajută cu nimic. Greu, greu de întreținut o cultură fără apă, chiar și o floare de altfel. Ne-ai pus apă, sănătate, s-a terminat în 3 zile. Chiar dacă ne-ar da acum o ploaie, terenul, uitați-l cum este, e complicat. Fără apă, viața nu există. Deocamdată, la Ministerul Agriculturii încă se lucrează la identificarea zonelor în care culturile agricole au fost compromise. În acest moment se impune declararea stării de calamitate din cauza secetei. Nu! În acest moment facem ceea ce stabilește legea. Totodată, ministrul mediului Tanțoș Barna a declarat că celula de criză de la guvern va monitoriza zonele afectate de secetă și că vor fi luate măsuri de sprijin pentru localitățile unde se înregistrează probleme în alimentarea cu apă.